niciodată. La 28 de ani mi-au permis-o. Mergem mai departe. Salutare tuturor și bine ați revenit pe canalul nostru de YouTube. Nu mai zic toată pudoria. Abonați-vă, dați like, pentru că din ce în ce mai multe videouri vor apărea și sper să și fie din ce în ce mai bune din punct de vedere calitativ. Concurenți avem și avem povești interesante. În seara asta suntem la Toyota, pentru că Toyota este partener Klausenburg Retro Racing, Klausenburg Winter Race, să spun așa. Și astăzi suntem cu Horațiu. Salutare, salut. Horațiu. Mă bucur să ne revedem. Salut. Cu Horațiu. El nu are chiar o mașină retro, să zic, e așa un pic de young timer, dar sper să-l vedem și la Klausenburg Retro Racing, dar și la Winter Race, pentru că el a fost anul acesta, în ianuarie, la Klausenburg Winter Race. Spune despre ce mașină e vorba, prima dată. Un Audi A4 B5, un 8 turbo 4. Și zi-mi de unde e pasiunea, că trebuie așa să începe cu pasiunea și după aceea cu mașina. Zi-mi de unde a început totul pentru tine. Cred că întotdeauna, de copil, deci taică meu, eroul meu, bineînțeles. Pe timpul meu își cereau mașini, motociclete, drujbe, deci toți vecinii apelau el, toată lumea. Din familie, cum ar da, e din familie, bunicul la fel, ceasurnicar, meșter mare și el se pricepea la orice. Când am fost mic, nu am, știi, n-am fost așa atent tot timpul la ce fac. Cum am crescut, am început. Ți-ai dat seama că ai aceeași pasiune ca și ei și da, că... Nici n-am fost obligat, nu m-o ținu nimeni acolo, știi, dar așa încet, bun. Încet am. Ai început să trăbăluiești tu la mașini și care a fost prima ta mașină, sunt tare curios? La 18 ani sau când ai avut permis? Prima mașină, un DU, la Evo 1.6, în Ubira, albastru, îi spuneam bărcuța în grupul de prieteni. E foarte interesant că acelea, chiar mă gândeam la un moment dat, că au cam dispărut, dar bine de tot au dispărut da, din peisaj. Da, eu fost... și Nubira, și Cielo, și astea, cam a fost tichetirabla, era... știi, ca și Dacia, no, îmi pare rău, da, da, da așa, nu, ori, nu, nu mai au fost mașini ai... îngrijite și au fost foarte mult folosite ca taxi și chestii de genul. Da, da, dacă stai să te gândești puțin, au fost destul de târziu au apărut ele, 95, 96, 97, 98 aici. Da, erau mașini din 80. 99. Cum? Deci au mai fost din 99, din Audi e mai vechi decât. Da, 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 da. Foarte interesant, așa cum au dispărut imediat. Și ce s-a întâmplat cu ea, cu Nubira? Încă mai am. Da? Încă mai am, încă merge, are... 1.6 ai spus, nu? 1.6 și 16 valve, e motorul ăla de 109 cai. Foarte interesant. Chiar n-am văzut de mult o Nubira. Și te mai distrezi așa cu ea sau doar e acum mașină de familie și... A fost transportată la un prieten. E ok, mașina merge. No, estetic. La mine toate mașinile estetic. Au suferit. Țin minte acum. Că și la Winter Race aveam o problemă cu țărușa. Da, 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 alta, da. Cădea bara la Winter Race, era bridis. Bun, am trecut, deci pasiunea vine din familie, cum ar veni, adică ți-au fost insuflate de părinți și de bunici. Spune despre mașina cu care participa la Winter Race. Despre ce mașină este vorba, cum e ea la bază, ce modificări ai dus și ce modificări vrei să-i aduci. A fost
inițial cumpărată așa ca pentru un drift car. Și aia a fost ideea mea. De la care ai plecat. Să fac tracțiune în spate și am făcut o tracțiune în spate și mi-am dat cu ea și acum că vine iarna, acum iar E4, am cumpărat din nou cutie, diferențial. Stai să te gândești, unora le e groază să schimbe cauciucurile și să eu cred că cutia a mers jos, deci cutia a mers jos, cred că de vreo 4-5 ori. Din considerente că s-a dus sau că vrei tu să schimbi că na, necesita și era nevoie? De la un sincron, de la ceva, s-a făcut ceva. Zi-mi ce vrei de fapt cu ea, să rămână configurația 4x4? Rămâne integrală. Rămâne integrală și dacă ar fi te convins că e mai interesant. Da, am convins, e mai interesant. Ambele chestii, nu? Și tracția spate interesant. Am ajuns deja, bugetul nu mă lăsa să o las strict drift car, că îți dai seama acolo trebuia... Bun, tu vrei doar drift car să fie de drift car sau să și mergi într-un campionat? Vreau să și merg cu ea, așa era dificil, că am mers, am făcut kilometri cu diferențialul, s-o dat și chestii genul. Păi ai să o golești, să o modifici și da, probabil. Estetic și foarte interesant, dar bine că ai revenit cu ea la 4x4 pentru că cred că îți oferă mai multă plăcere. Acum am început în echigerie. Păi poate la anul, pentru campionatul național Claus Buretru Racing. Poate, poate o să fii gata. Spune-mi, te rog, cum te-ai simțit la Winter Race? Cum a fost pentru tine? Nu, în primul și primul rând, de unde ai aflat de Winter Race? Și după aceea, cum te-ai simțit pe circuitul amenajat? Păi am prima dată când am aflat de deci, Klaus Jean, sau de la Tour, da, locuiesc în Cluj. Pentru că te întreb, pentru că mașina era cu numere de alb, ții minte când te-ai scris? De acolo am cumpărat-o. Ok. Și încă nu a fost. Am înțeles. Deci ai aflat de la... De la Ișvan și colegul tău. Iar și când m-am angajat aici, am zis, era Retro Racing la Vivo. Da, la Polus. Și am zis, băi, trebuie să mă duc deapărat, nu se poate. Și am mers să-l ajut și după aia am început să am ieșit și cu tine. Și... Cum ți s-a părut conceptul de eveniment de la Polus? Cum l-ai văzut tu așa, ca și om care e pasionat de așa ceva? Sincer, îmi doream să am o mașină ca să poți să mergi, să te dai. Zi-mi cum a fost la Winter, cum a fost pe circuit? Am avut foarte mare emoție. A fost prima dată când am ieșit, știți, dai seama, era foarte în panică. Tu ai și venit pe podium, din câte țin minte, ai fost... Da. Nu? Pe ce loc ai terminat? De la 3. Pe locul 3. La general era sau 4x4 era? 2. 2? 2. Și zi-mi feeling-ul care l-ai avut pe circuit. Cum ți s-a părut circuitul amenajat? În afară de zona aceea care am zis că o remediem și așa? Ai sărit așa. Ai prins okay. Ceva țăruși din câte am văzut? Am prins. M-am întors, am făcut și un 360 la un moment dat, că știu că nu mai am cum să frânesc pe coborâre. La un moment dat, coborâre cu șicanul. Da, acolo odată am intrat în ei și odată m-am învârțit cu ei. Da. Asta e, am redresat, am fost ok. Asta era foarte bine pentru că, din punctul meu de vedere, era un circuit care nu-ți pune viața în pericol și nici viața spectatorilor. Adică, okay. La viteză fost, adică... Da, pe coborâre... Deci pe coborâre s-a putut. Ceva, nu știu, unii dintre concurențe spunea că prindeau peste 100. Adică, peste 100, a fost 120, 130 pe coborâre. Deci cu șicanele, fără... Și pentru anul viitor trebuie să mai tem, nu chiar așa, să fie la 120, deja e o viteză prea mare, indiferent dacă nu ai unde să ieși, pentru că asta era ideea. Că n-aveai ce să lovești, adică erau doar când deschizi. N-aveai ce să lovești acolo jos, era foarte fain că te puteai întoarce, nu era nici. Și era loc destul, da, dar totuși trebuie să mai tem din viteză. Tocmai spunea un concurent din Timișoara că el cu așa viteză mare pe zăpadă nu mai mers niciodată. E fain, mi-a plăcut, adică erau niște corecții. Da, interesant. În ianuarie va fi, sau ultimul weekend din ianuarie sau primul weekend din februarie, vom vedea. Și sper să reușesc să îndrept acea zonă care era puțin problematică, dar în rest eu zic că circuitul e chiar interesant, fie pe macadam, fie pe zăpadă, indiferent ce va fi. Următoarea întrebare, care e mai mult un challenge, ce ți-ai alege astăzi dacă ar fi să ai un buget nelimitat, ce ți-ai alege pe partea de retro? Îți dai seama cum un S2. S2. Rally acolo, veritabil. Și ce ar fi pe partea de mașină simplă, nu de rally, ce ar fi așa de zi cu zi pe partea de retro? Așa pe partea de retro? Da. Nissan Silvia. Un Nissan, am înțeles. Și pe partea de nou, ce ar fi? Aici a fost un timp mai complicat. Un RS6. Un RS6. Un M4. Deci un M4 așa mai degrabă. Așa, un M4 de fan, deci mașina e... Da, și ce ar fi de rally nou?
Nu știu, hai să zicem, din campionatul, că am mai făcut chestia asta în videouri, din campionatul din VRC, ce ai alege azi? Ce model ai alege tu? Să-l conduci. Nu, din VRC, între Volkswagen, Yaris, Hyundai, Peugeot, sau Citroen, nu mai știu care dintre ele sunt. Citroen. Volkswagen ar fi. Ok. Oricum... Audi nu era și în VRC. Nu, era numai la Rallycross, la Rallycross. Da, acolo e. Chiar cu acel model de S3. RS3, reînviat, motorul la 2.5, 5 în linie, turbo. E foarte interesant de ce nu merg în VRC, adică atât timp cât merg în Rallycross acela care e destul de... Bănuiesc că dacă e și Volkswagen și... De fapt, da, ar concura între ei și probabil n-ar fi ok. Bine că la GT bagă și Porsche și Audi R8, deci... Da, acolo, da, de fapt e mai largă paleta. Oricum, noi o să mai punem poze, în timp ce voi vedeți interviul, mai punem poze cu mașina de la Winter. Ia în ce configurație va fi la Winter Race? 4x4 integral, sau integral? Am înțeles. Deci o să fie o bătălie interesantă între tine și Istvan, ca de obicei, ca și anul trecut. Și Jol de acum. Și Jol. O să vedeți și pe el într-un interviu. O să fie trio. O să vă bateți voi între voi care merge mai tare. Da, pe de acum, ne știi. Vă șicanați. Pistonăm și asta. Da. Horatiu, îți mulțumesc tare mult pentru timpul acordat. Oricum, noi o să punem poze cu mașina în diferite stadii și cu nubirea. Dacă mai există poze cu ea, o să rog să ne le trimiți, să le punem pe canal. Îți mulțumesc tare mult pentru timpul acordat. Mersi. Și aștept să ne revedem la Winter și după aceea de astăzi invitație de pe acum la campionatul care va fi anul viitor, cele 6 etape. Spun în premieră că va fi și o clasă de Youngtimer, pentru că am ajuns în final la momentul în care poți să diferențiezi mașinile de după 94, să nu concureze cu mașinile de anii 80, pentru că nu e fair play. Și atunci, cu un număr limitat de înscriși, undeva, zic eu, la 10 mașini maxim, de Youngtimere, care să meargă separat de cei care sunt la clasă în Bullet Racing, de undeva din 94 până în 98, zic eu că e cam decent să fie la Youngtimer. Mersi tare mult și cu voi ne revedem în episoadele viitoare. Ciao!